Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Respect Moldova, o producție marca Primele Știri. Un stat impotent și birocratizat până la culmea disperării. Așa arată Moldova din perspectiva unui bărbat din Bălți care luptă de mai bine de un an cu autoritățile locale pentru a obține statutul de asistent personal pentru soția sa bolnavă. Toate pentru o indemnizație lunară de 3.000 de lei care ar ajuta cuplul, fără alte surse de venit, să se întrețină la limita supraviețuirii. Pandemia ne-a schimbat tuturor viețile și a amplificat, din păcate, multe rele, care ar putea lăsa sechele adânci în viitorul țării. Numărul minorilor infractori a înregistrat o creștere alarmantă în Moldova în primele 4 luni din 2021. Fără de legile comise de copii, aproape că s-au dublat față de aceeași perioadă anului trecut. Cramele ocupă un loc tot mai important pe harta turismului din Moldova. Nici pandemia de coronavirus nu a anulat această tendință, deși restricțiile impuse de autorități au fost resimțite și de micii producători de vinuri. În aceste condiții, cei care au afaceri în domeniul vitivinicol s-au orientat rapid spre mediul online, iar datorită acestei strategii și-au menținut vânzările pe linia de plutire. Pe pagina de Facebook Vinul meu, clienții sunt doar la un click distanță de licoarea preferată. Nimic nu împiedică însă să meargă direct la vinării ca să vadă cu ochii lor cum ies toate soiurile de vinuri și să viziteze pivnițele care le răcoresc. Reporterul Prime, Sergiu Gurdiș, a realizat un reportaj special pentru Respect Moldova la acest subiect. Încercați de soartă și abandonați de autorități. Un bărbat din municipiul Bălți luptă de mai bine de un an cu autoritățile locale pentru a obține statutul de asistent personal pentru soția sa bolnavă și pentru a primi lunar un salariu de 3.000 de lei. Iurie Prutean spune că a ajuns la limita sărăciei, dar nu se poate angaja pentru că trebuie să aibă grijă zilnic de femeia țintuită în scaunul cu rotile. De cealaltă parte, autoritățile locale spun că în buget nu sunt suficienți bani pentru a-i putea oferi bărbatului un salariu. Așa cum o nenorocire nu vine niciodată singură, soții Prutean, care sunt împreună de 36 de ani, au ajuns să se confrunte și cu probleme financiare. Din puțin peste 2.000 de lei pe care îi primesc lunar, abia de reușesc să acopere necesitățile zilnice. Soția primește o pensie de invaliditate de 1.650 de lei, iar soțul beneficiază de o alocație de 500 de lei pentru că a participat la conflictul armat de pe Nistru. De asemenea, familia primește încă un ajutor social de 200 de lei. Bărbatul spune că a încercat să obțină statutul de asistent personal pentru soția sa, dar a fost refuzat. La asistență socială am fost de multe ori, dar... stăm în rând, dacă așa.
cerere în scris este cerere la dânșii. Ne-a spus, dar când, ei singuri nu știu când. O zic că de la Chișinău nu le transmite bani pentru asistent personal. Când a trimat banii Chișinău, atunci a zis, de la ușă la ușă ne trimat. Șefa Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei din Bălț, Veronica Munteanu, spune că știe despre cazul soților Prutean, dar deocamdată nu-i poate ajuta din lipsă de bani. Sunt și ușiri de alte familii care stau și așteaptă acest serviciu, dar din lipsa surselor financiare disponibile, cererea dumnealui nu poate fi satisfăcută la moment. Atunci când sunt posibilități, familia este susținută și cu produse alimentare și după necesitate, cu scutice. În municipiul Bălț sunt 73 de asistenți personali care îngrijesc de persoane cu nevoi speciale, iar salariul mediu al acestora este de aproximativ 3.000 de lei pe lună. Chiar dacă noul coronavirus a mai slăbit asediul, să nu ne îmbătăm cu apă rece pentru că ar putea fi doar liniștea dinaintea furtunii. Mortalitatea continuă să depășească media de 10 oameni pe zi în ultima perioadă, iar Ministerul Sănătății ne recomandă să nu ne relaxăm. Autoritățile solicită oamenilor să ceară ajutorul medicilor la primele simptome ale bolii, întrucât adresarea târzie poate duce la deces. Pacienți de 45 de ani și mai tineri, care indiferent de comorbidități, ei au chiar și o stare foarte bună de sănătate, însă fac o formă severă de COVID cu furtună citochinică, cu reacție imunoinflamatorie extrem de puternică și din acest motiv, necătând la rezerve biologice foarte mari și foarte puternice, ei tot cedează în fața bolii. Medicii spun că majoritatea pacienților care sunt internați în secțiile de terapie intensivă ajung acolo din cauza că neglijează această boală. O bună parte dintre pacienți cu forme severe s-au autotratat sau au efectuat un tratament neadecvat formei lor de boală. Se produce o reacție hiperinflamatorie, o reacție de hipercoagulare, și atunci pacienții fac complicații trombotice, insuficiență respiratorie acută, insuficiențe de alte sisteme de organe, care de fapt le pune în pericol menținerea mecanismelor de supraviețuire. De asemenea, mulți dintre pacienții care fac forme severe de COVID-19 au și alte afecțiuni. Sechele a ictuselor ischemice cerebrale, accidente vasculare cerebrale, intracerebrale, infarcte miocardice, diabet zaharat, obezitate, deci patologie pulmonară cronică. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că se așteaptă la creșterea numărului de îmbolnăviri în următoarea perioadă. Este prezent la momentul de față, într-adevăr, formele grave sunt ca cota parte, sunt mai mari. Pacienți sunt gravi, pacienți sunt intubați, prognosticurile care sunt făcute în baza indexului de contagiozitate, ne spune că eventual vom avea creștere numărului de cazuri. De la începutul pandemiei, peste 6.000 de moldoveni au decedat în urma complicațiilor provocate de noul coronavirus. Într-o țară agrară, moldovenii au ajuns să bea lapte din import, în timp ce fermierii noștri, fără o susținere reală de la stat, au renunțat la o îndeletnicire seculară. Industria laptelui înregistrează un regres continuu în ultimele 3 decenii. Numai în ultimii 10 ani, producția de lactate în Moldova s-a prăbușit cu aproape 40%. Pe de altă parte, în aceeași perioadă, importurile de lactate au crescut de 4 ori, iar tendința pare a fi irreversibilă. Datele statistice arată că în ultimii ani producția de lapte a fost în scădere. Dacă în 2009 aceasta a fost de peste 550.000 de tone, atunci în 2014 a scăzut până la 485.000 de tone, iar în 2019 a ajuns la 367.000 de tone. În același timp, peste 90% din lapte este furnizat fabricilor de către gospodăriile țărănești și doar 6% de întreprinderile agricole. În timp ce producția de lapte scade, cresc importurile. În ultimii 10 ani, importul de lapte a crescut de 4 ori. În 2009, în Moldova au ajuns 40.000 de tone de lapte de peste hotare, iar în 2019, 162.000 de tone.
noi importăm de 56 de milioane de euro și exportăm de 6 milioane de euro un produs care este pe bază de lapte și mai avem o companie care exportă în țările CSI produs cu valoare adăugată, cașcavalul. Pentru a opri regresul acestui sector sunt necesare investiții majore. În aceste condiții, datele studiului vor fi folosite pentru a elabora un plan investițional. Acel plan investițional presupune atât o creștere a numărului de capete, a produsului de lactate pentru consum intern și exporturi, dar nemijlocit se presupune și procurarea unui sistem de evidență, unui soft, a echipamentelor și mijloacelor tehnice, utilajelor agricole. Pe lângă industria producătoare de lapte, este în scădere și numărul de bovine. În 2011, în țara noastră, erau 154.000 de capete, iar anul trecut, numărul lor a scăzut până la 81.000. Tot mai mulți minori din țara noastră sunt implicați în infracțiuni. În doar 4 luni ale anului curent, numărul acestora a crescut cu 96% față de aceeași perioadă a anului trecut. Mai exact, copiii au comis 258 de infracțiuni. Specialiștii explică acest fenomen prin faptul că deseori copiii sunt lăsați fără supraveghere. De cele mai multe ori, adolescenții ajung după gratii pentru furturi, jafuri și acte de huliganism. Datele poliției arată că în primele 4 luni ale anului curent, copiii au comis 117 furturi. Jafurile și actele de huliganism sunt pe locul 2, fiind înregistrate în total 31 de cazuri. În aceeași perioadă, copiii au săvârșit 2 omoruri. Aceștia fac parte din familii complete, familii firești, sau din familii monoparentale. Dacă să vorbim după modul regional, predomină însăși zona nord, în zona centru și în mare parte municipiul Chișinău. În mare parte predomină furturile, care au fost săvârșite în stradă, de la domiciliu. În primele 4 luni ale anului, în comiterea infracțiunilor au fost implicați în total 323 de copii, majoritatea fiind la prima abatere de la lege. În 57 de cazuri este vorba de infracțiuni în grup. Doar 2 copii au recidivat. Totodată 14 copii au săvârșit infracțiuni fiind în stare de ebrietate. Au fost săvârșite infracțiuni și în mod repetat, 26 în mod repetat, de către 2 minori. 2 minori au, în mare parte, de la începutul anului, au săvârșit un număr de 26 de infracțiuni. Unul din acești minori, deja instanța de judecată s-a expus pentru o sentință, el a fost supus arestului. Majoritatea adolescenților care au ajuns în vizorul oamenilor legii au vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani. Mai mult, printre cei care au ajuns pe mâna poliției, au fost copiii de 10 ani sau chiar mai mici. Psihologii susțin că de vină ar fi părinții care nu le acordă atenție copiilor. Nu există un profil clasic. Aici ar fi maturii trebuie să observe că ceva nu este bine. Sau copilul devine mai abătut, sau copilul dispare de acasă, timp îndelungat. Dacă părinții observă că dispar de acasă bani, lucruri, părinții să iubească copiii și să fie toleranți și să înveți toleranță pe copii. Să petreci mai mult timp. Specialiștii susțin că este destul de dificil să diminueze acest fenomen în rândul copiilor. Pentru așa tipuri de comportamente, ele trebuie să fie adaptate în niște centre specializate cu niște condiții de o școală de timp închis sau semi-închis, unde pe lângă faptul că îi reorientează din punct de vedere educațional și sunt terapii comportamentale. Potrivit datelor INSP, în primele 4 luni ale anului trecut, peste 130 de infracțiuni au fost comise de copii. După un an de repaus, se redeschid sanatoriile în Moldova. Totuși, condițiile de activitate sunt restricționate. Stațiunile pot caza pacienți doar la jumătate din capacitatea totală. În schimb, în programele de tratament s-au adăugat proceduri de reabilitare post-COVID. Administrația stațiunilor balneare se bucură de numărul mare de solicitări, dar constată că este mic numărul străinilor care veneau cu regularitate la sanatorii în anii precedenți.
Unul dintre primele sanatorii deschise este cel de la Vadului Vodă. Majoritatea pacienților au venit să se reabiliteze după ce s-au tratat de COVID-19. Am avut pneumonie bilaterală, soțul a suferit cu mult mai mult, a avut mai multe complicații, eu mai puțin, dar acum a treia zi, dar efectele sunt. Au fost mușchi foarte blocați în spate și acum mă simt mai liberă după masaj, după ozon, după băile cu terebintină. Din păcate am trecut prin calvarul pandemiei și din păcate perioada de reabilitare este foarte lungă. Este un complex întreg de proceduri care noi a 30 de ani simțim efectul. Dispunem de cameră salină, la fel avem medic pulmonolog care face cu beneficiarii exerciții de antrenare a respirației, chiar în curul exercițiile în aer liber, procedurile de fizioterapie. Stațiunea noastră este dotată cu toate cele necesare pentru a efectua un asemenea tratament de reabilitare. Materice plus avem gama de proceduri care sunt axate spre ameliorarea afluxului de oxigen în organism. Favoritul pacienților este cocktailul cu oxigen. Acest cocktail sub formă de spumă este preparat din suc de măr, medicament pentru tratarea tusei, dar și bule de oxigen. Pacienții pot consuma acest preparat doar o singură dată pe zi. O procedură proaspăt inclusă în protocolul de tratament este carboxiterapia. Carboxiterapia reprezintă tratamentul local cu bioxidul de carbon. Bioxidul de carbon vine dintr-un balon specializat. Aparatul electric se amplifică și prin intermediul acușoarelor de o singură folosință se introduce în zona respectivă care prezintă dificultăți. Și la sanatoriul din Cahul este agitație odată cu venirea pacienților. În ultimul timp mai mulți doritori sunt. Foarte mulți foi sunt de la Casa Națională. Protocolul care l-am avut e același a rămas. Să fac toate procedurile care au fost până acum. În țara noastră sunt 7 stațiuni balneare. Pacienții din Republica Moldova trebuie să prezinte un certificat de la medicul de familie, iar cei de peste hotare testul negativ la COVID-19 sau certificatul de vaccinare. De la strugure la sticlă, micii producători de vinuri din Moldova s-au luat de piept cu pandemia și chiar au reușit să pună pe picioare afaceri ca în vremurile bune. Aceștia au demonstrat că o strategie bună, dublată de muncă, dar și cu ceva susținere financiară, pot depăși criza care s-a infiltrat în mai toate domeniile. Pentru a limita din efectele negative ale crizei, deoarece nu au mai putut participa la vernisaje, vinificatorii au creat pe Facebook pagina Vinul meu. Pe această platformă au reușit să promoveze cele mai selecte licori, multe dintre ele puse la maturat în cramele lui Bacchus, astfel că cei care apreciază vinurile bune să fie doar la un click distanță de ele. De aici rămâne doar un pas până ce consumatorii pretențioși evadează din meniul virtual, în pivnițele reale. Comunitatea online cuprinde acum peste 6500 de membri din întreaga lume, oameni datorită cărora producătorii au menținut vânzările pe linia de plutire. Colegul meu, Sergiu Gurdiș, a mers la câteva vinării din țară și s-a convins că viziunea și devotamentul anulează recesiunea. Urmăriți un reportaj realizat special pentru Respect Moldova. Tudor Anghenie din Sadova, Călărași, a produs toată viața vin de pe cele 20 de hectare de vițe de vie, continuând astfel o frumoasă tradiție de familie. În 2019 a obținut un grant de aproximativ 400.000 de lei din partea proiectului de competitivitate din Moldova. Din acești bani și-a deschis o cramă în propria gospodărie, a cumpărat utilaje moderne și a elaborat propriul brand. Investiția s-a dovedit a fi un adevărat colac de salvare pentru afacerea de familie. Sunt spus cineva că piște 30 de ani sau peste 28 de ani ar să vii la tine turiști care să viziteze Beciu, eu cred că nu, pur și simplu nu e real. Cineva din vizitatori întreba, dar cum dumneavoastră ați proiectat, v-ați gândit? Eu atunci nu mă gândim, eu atunci săpam. Eu atunci nu avem când mă gândi și ar să iasă. Aici s-a săpat, după ce am pus plițele la casă,
casa s-a construit deasupra, dar atât ce s-a făcut aici, s-a săpat cu hârleț și s-a scos cu căldare. După ce a procurat utilaj modern și a amenajat crama, Tudor Angheni este gata să primească oaspeții și speră să producă în acest an în jur de 5.000 de sticle de vin. Noi vorbim de un vin de casă, un vin, hai să spunem, un vin țărănesc. Sigur că în cadrul proiectului, scopul lor a fost pentru a ridica nivelul calității. Fără îndoială. Le-am umplut toamnă, la fiecare toamnă ele trebuie să fie goale, trebuie să fie vândute. Fără mult sulf, dar fără adausuri categoric deloc. Deci în afară de struguri, da? E un vin bun, un vin gustos, care se poate de savurat. Iar Natalia Frosbujor și-a deschis anul trecut în plină pandemie o vinărie de familie în satul Pașcani, din raionul Creuleni. O investiție susținută de asemenea de proiectul de competitivitate în Moldova. Producătorul va lansa în curând 3 soiuri de vinuri albe și 4 roșii. După ce a pus la punct fiecare pas din procesul tehnologic, pe ultima sută de metri este elaborată eticheta. Am primit asistență tehnică, inclusiv mentorat, care a valorat foarte mult. Suportul s-a materializat în vase de inox, în tehnică profesionistă care să ne ajută să facem un vin manufacturial, dar să nu piardă cumva din calitățile și din valoarea produsului. Asigurându-ne că în sticlă ajunge un produs demn, vom ieși pe piață cu niște vinuri care nu cedează în fața companiilor mari care au niște protocoale și ritualuri mult mai bine puse la punct. Congruent cu așteptările consumatorului. Ne salvează, pe de o parte, ambiția, pe de altă parte, siguranța că avem un partener de încredere. Ceva mai spre sudul țării, în satul Mingir, din raionul Hâncești, găsim crama lui Nicolae Olărașu. Și în cazul său, vinurile sunt gata să ia calea spre consumatori. A mai rămas să fie lipită eticheta pe recipiente. Anul următor intenționăm să procurăm și de la alți producători locali struguri pentru a-i procesa și a extinde gama de produse. Momentan am produs doar două tipuri de vin, întrucât anul trecut a fost o secetă îndelungată. Am avut o roadă mai puțină și am împiedicat ca să diversificăm tipurile de vin. Micii producători recunosc că nu ar fi ajuns la mari realizări dacă nu aveau parte de susținere financiară. Nu ne-ar fi ajuns entuziasmul și încrederea în noi. Lipsa unui asemenea ajutor ne-ar fi amânat visele cu mulți ani înainte. Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova a fost fondată în anul 2010 și numără în prezent 50 de membri. Împreună ei întrețin peste 500 de hectare de viță de vie și produc anual aproape 1 milion de sticle de vin. Licorile au fost apreciate până în prezent cu 200 de medalii la concursurile internaționale specializate. Arcadie Foșnea este proprietarul unei crame renumite din țară, dar și președintele Asociației Micilor Producători de Vinuri din Moldova. Vinificatorul speră că finanțările vor avea loc și în anii următori. Trebuie să urmeze pentru că colegii se află la diferite etape de investiții. Primii deja sunt autonomi. Avem începători care chiar au nevoie de suport. Este un domeniu foarte costisitor. Dacă să facem o comparație cu România, unde au beneficiat de fonduri europene, deci noi chiar suntem mai mult pe cont propriu. În ciuda faptului că a fost un an greu, afacerile au rezistat, ba chiar au devenit mai puternice. Producătorii au devenit mai abili și mai motivați să obțină succesul. Întotdeauna micii producători se luptă cu greutăți, cu morile de vânt și deci 2020 a fost un an greu, dar oricum nu putem să spunem că fără succes, deoarece dacă vorbim prin prisma turismului, moldovenii n-au plecat peste hotare, deci au redescoperit țara noastră și inclusiv micile vinării. Acum 10 ani, în Republica Moldova erau doar 7 mici producători de vinuri. Numărul lor a început să crească datorită granturilor în valoare de aproximativ 700.000 de dolari, dar și a programelor de mentorat oferite de proiectul de competitivitate în Moldova, finanțat de USAID și guvernele Suediei și Marii Britanii. Ajutându-i, de fapt, să învețe meseria de la cei mai buni vinificatori din Moldova, iar ulterior am lucrat împreună cu ei și cu cele mai bune agenții de creație pentru a dezvolta
noi branduri de autor de vinuri, putem să generăm un profit de 4 ori mai mare decât atunci când ar fi vândut acel kilogram de struguri unui mare procesator. Pentru că au prevăzut efectele pandemiei, acum un an, micii producători de vinuri din Moldova au lansat pagina Vinul meu. În scurt timp, aceasta a adunat peste 6500 de abonați din diferite colțuri ale lumii. În prezent, este cel mai mare grup de pe Facebook dedicat culturii vinului din Moldova și a facilitat o creștere a vânzărilor de 6% pentru startup-urile vinicole. Timp de un an, au fost organizate peste 15 seminare online tematice cu participarea somelierilor și a specialiștilor din lumea vinului. Referințele care se dau pe Vinul meu devin oarecum acel înlocuitor pentru evenimentele specializate, cum era vernisajul vinului, târgurile de vinuri, care cu regret în timp de pandemie nu au fost posibil de organizat. În ultima perioadă, vinurile produse de micii producători sunt la mare căutare, atât printre moldoveni cât și în rândurile turiștilor care ne vizitează țara. Ori de câte ori avem ocazia să vină cineva din producători mici, noi ne străduim să-i promovăm, pentru că într-adevăr au niște vinuri extraordinar de bun, este o cerere pentru vinurile noi. Acum, cu situația care este pandemică, mai puțini turiști avem, dar cei care sunt, chiar sunt impresionați de ceea ce se face la noi. Micii producători de vinuri din Moldova își vând produsele în aproape 20 de țări. Pentru a intra în rândurile asociației, vinificatorii trebuie să dețină între 1 și 20 de hectare de vițe de vie și să producă anual nu mai mult de 100 de tone de vin. Primii doi șefi de stat, Mircea Snegur și Petru Lucinski, au circulat pe străzile capitale cu mașini luxoase de 10.000 de euro. Două limuzine retro, în valoare totală de 170.000 de euro, au fost expuse în fața Parlamentului cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor. Cele două limuzine, prima de model Gaz, produsă în 1987, și cea de-a doua de model Zil, produsă în 1989, au fost expuse în fața Parlamentului. Mihai Ducă spune că a condus aceste automobile timp de 25 de ani. Nu are nicio scrietură. N-are nimic. Șoferul afirmă că mașinile sunt în stare ideală, chiar dacă au fost scoase din uzină acum câteva decenii. Noi nu le spălăm cu chimii, cu soluții, de este nimic. Noi le spălăm cu apă simplă. Pentru că dacă noi le-am spălat cu soluții, păi sunt atunci nichelul și ăsta n-ar arăta. Ar fi ars. Automobilele au fost cumpărate cu sume exorbitante pentru acea perioadă. Limuzina de model Zil a costat 120.000 de euro, iar cea de model Gaz a fost procurată cu 50.000 de euro. A 62 mașini s-au făcut în 89. Mașinile s-au început să producă până în 90. Singura modificare efectuată în automobile a fost eliminarea telefoanelor din interior, care făceau legătura cu politicienii din Federația Rusă. De aici vorbim la Moscova. Da, trebuie să vorbească. Forma numărul care cuveniți. După asta auzeați și secrete? Nu. Dacă sunt închisferea asta, care secrete? Cele două limuzine circulau doar pe teritoriul municipiului Chișinău, din cauza că aveau un consum extrem de mare. Acestea au fost scoase din uz pe timpul celui de-al treilea președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, care și-a dorit un Mercedes și un BMW. Punem punct aici, vă așteptăm și duminica viitoare cu noi povești de viață la o nouă ediție a proiectului Respect Moldova. O seară liniștită să aveți, numai bine!